Un deținut din Vâlcea, transferat la penitenciarul din Târgu Jiu, a expus mai multe icoane sculptate în cadrul atelierului de ergoterapie din unitate. Dumitru Diaconescu a expus la târg atât lucrări finalizate, cât și lucrări în lucru. Deținutul este pasionat de sculptură și a mărturisit că a executat lucrări și într-o singură zi, dar și pe parcursul mai multor ani. Astăzi aici am în jur de 18 sculptori, dar sunt puține. Am expus și în lucru, ca să se vadă practic trecerea de la o etapă la cealaltă. Practic am vrut să fie și educativ în același timp și sunt lucrări care sunt deja terminate. Dumitru Diaconescu lucrează și la catapeteazma capelei din incinta penitenciarului, iar la iarnă intenționează să organizeze o expoziție cu vânzare la Muzeul Județean Gorj.